ceartă între Alexandra, Roberta și Rebecca din Casa Iubirii. Ce și-au reproșat tinerele chiar în gală? Ești singura agitată. Alexandra, Roberta și Rebecca, ceartă în gală. Ce și-au reproșat cele trei concurente? Gala din Casa Iubirii a venit cu un motiv de ceartă între Alexandra, Roberta și Rebecca, după ce Alexandra și Rebecca au avut mai multe discuții, iar Roberta a fost cea care i-a luat apărarea Alexandrei, după ce mai multe lucruri au fost puse de brunetă către ea. Andreea Mantia, cumva, dacă vrem, găsim niște circunstanțe atenuante și ne gândim că poate Roberta are ceva personal cu Rebecca, dar tu? Alexandra, eu nu pot să spun că am ceva personal că nu am apucat Sam sau să se întâmple anumite chestii. Doar că m-a deranjat foarte mult faptul cum a pus ea problema când eu am intrat. Andreea Mantea, dar nu te-ai prit. Poate ai văzut o latură? Rebecca, dar nu ai fost singura, să știi. Alexandra, poate a fost un anumit mod care m-a deranjat. Rebecca, nu am fost singura care a avut părerea asta. Alexandra, părerea ta m-a deranjat mai mult, să zic. Și de aceea am tras eu anumite concluzii. Rebecca: E ok. Nu trebuie să te placă toată lumea. Când te place toată lumea, ceva nu e bine. Roberta, supărată și a pe Rebecca. Nici conflictul dintre Roberta și Rebecca nu pare să se încheie. Astfel că în timp ce se afla la machiaj, Rebecca ar fi făcut niște afirmații care ar fi lovit direct în Roberta. Iar aceasta nu a mai putut rezista și i-a adresat și câteva injurii însă Rebecca este de părere că singura agitată dintre toate fetele de fiecare dată este doar Roberta, Andreea Mantea. Să știi că am material și pentru tine, Roberta, ești supărată. Roberta, nu. Sunt de dinainte să vin aici, tot din cauza Rebeccai. Da, Andrea Mantea, ce s-a întâmplat, Roberta? Păi când a fost discuția la Machiap, a intervenit. Să vină ea peste tot, pentru că oricum ea se crede altcineva aici, ai bătut în mine, ce treabă avea? Rebecca, te rog, nu mai fi așa de agitată că doar tu ești agitată, nu se agită nimeni, Roberta, ești o prefăcută. Uită-te la tine. Andreea Mantia, terminați. Rebecca, ești singura agitată, Andrea Mantia, este nedrept să-ți veri și toată supărarea pe ea. Roberta, nu este nedrept pentru că știu foarte bine cum este Rebecca. Asumăți când ai un anumit caracter.